care au fost deja discutate, de unde a provenit această idee, așa, solicitare și tot parcursul care se află la zi. Ați dat o hotărâre de consiliu? Există? O hotărâre de consiliu. Și cum sună? Pentru a scoate la licitație, pentru a organiza o licitație. Adică? Deci este un... Licitație publică, bineînțeles. Deci este o hotărâre de consiliu, da, privind de principiu sau cum e? Deci acordul? Licitație a acestei suprafețe care a fost zona în jur de 5 hectare. Da, Drăgușel. În scopul dezvoltării unui obiectiv turistic. Așa. Dar spuneți-mi un pic, cele 5 hectare, da, sunt în domeniu public sau în domeniu privat? Public. Păi și cum concesionați dacă nu e în domeniu privat? Public-privat. Public-privat. E public și se concesionează. Deci se poate închiria sau concesiona. În domeniu public se concesionează. Adică tot o formă de închiriere, dar cu o altă denumire. Și de unde v-a venit ideea? Ce firmă vine? Că am văzut pe site. Nu a fost ideea noastră, nu. A fost o solicitare. Exact, la o firmă. De unde e firma? Partea unde-i firme, sincer, n-am urmărit proveniența, pentru că omul a fost interesat să vină să facă o dezvoltare în scop turistic. Când ați dat hotărârea asta de care îmi spuneți? 21 ianuarie? Posibil. Ce-am văzut pe site-ul primăriei. Da, da, da. Păi da, și în acea zi parcă e și solicitarea, din ce scrieți dumneavoastră. Nu. În explicație. Înainte. Aha. Așa. Înainte, pentru că noi am avut terenul intabulat pentru a organiza. Deci a fost de vara trecută, el a venit cu ideea. A, povestea e veche. Noi n-am avut intabularea terenului finalizată, s-au făcut proceduri de întabulare și abia apoi. Dar ce destinație are? E pășune? Ce e? Fâneață. Fâneață. Da, în mai departe, urmând ca el să-și aranjeze și să-și facă toate demersurile pentru a organiza. Ce investiție vrea să facă, dacă are? Camping. Cât investește ca sumă? Nu i-am cerut un proiect cu exactitate. El a venit cu solicitarea, cu ideea și noi am luat act de solicitarea lui. Din ce motiv și de unde a plecat lucrul ăsta? Datorită faptului că în ultimii ani și înainte de pandemie se utiliza doar în scop de evenimente această zonă. Pe primăria și închiriat, n-a fost școala aceea aici? Da, în fiecare noi nu an aveam un camping organizat. Așa. Era un teren, noi aveam o hotărâre de Consiliu de Închiriere domeniul public și cam astea erau posibilitățile primăriei de a dezvolta, de a desfășura în acest... Da, dar aveți utilități aici, e foarte bine pus este la punct. Este apă, este canal, fosă septică, este o fosă septică, nu este canalizarea până aici. În anii trecuți am reușit să aducem public internetul gratuit, dar am văzut că posibilitățile noastre sunt limitate. Din punct de vedere financiar, în principal. Și atunci omul... Păi și firma asta ce mai face? Care de toate? Sincer, n-am făcut cercetări a unei firme. Că nu este... No, și atunci, domnul primar, cum procedați? Satul împotrivă. Ce veți face? Satul este împotrivă. Aseară am avut o întâlnire cu consilierii locali. Le-am adus la cunoștință cele întâmplate, discutate duminică, sâmbătă. Într-o ședință, ei să ia act, pentru că tot prin Consiliul Local trebuie să treacă așa o hotărâre sau să meargă mai departe în funcție de voința comunității, urmând ca să decidă, probabil până duminică, într-o formă sau alta de a duce la cunoștința populației integral, situația dată. Mai departe, în funcție de solicitarea și de voința cetățenilor, să se revoce sau să continue această procedură. Cam adică să organizeze, aveți stabilită data pentru licitație sau nu? În 24, dacă nu greșesc. Ah, deja ați făcut și... Da. Păi, în momentul în care s-a făcut hotărârea, s-au făcut toate procedurile, s-a dat hotărârea de scoatere la licitație. Unde ați anunțat licitația? Pe site. Pe site n-am văzut la dumneavoastră, la primărie. În toate ca să caut anunțul. Unde trebuie făcute conform codul administrativ. Uh-huh. În ziare de largă circulație, în monitor. Deci, astea sunt de verificat și se pot verifica lucrurile dacă au fost făcute sau deci nu, dacă lumea este împotrivă la ședința duminică, deci, parcă aveți la 12:30. Dacă ședință, dacă consilierii vin cu altă concluzie, se revocă și nu este... Păi nu e importantă opinia oamenilor? Păi tocmai asta au rămas domnii consilieri să afle în totalitate dorința oamenilor. Iar mai departe ei să ia act și să vină cu soluția finală în funcție de... Adică vezi, dacă oamenii nu vor, veți bloca licitația. Bineînțeles, pentru că facem o chestiune
împotriva voinței și nu a fost o gândire împotriva bunei funcționări. Tocmai de asta începusem să vă spun că, având în vedere că posibilitățile noastre ca primărie sunt limitate din punct de vedere financiar pentru a dezvolta mai bine această zonă, venind un investitor, automat se descurcă mult mai bine atât pentru dezvoltare... Dar am văzut 20.000 pe an. Ce sumă e asta, domn primar? Este o sumă calculată, rezultată dintr-o evaluare. Evaluare. Da? Pentru că nu puteam noi să decidem sau să stabilim prețul, la care el sau investitorul care va fi, nu el, pentru că stați puțin, să ne înțelegem, va fi o licitație publică. Deci pot să vină și alții. Oricine, absolut. Deci trebuie să facem... Aveți semnale că vin și alții? Nu se vinde, nu știu, nu, la momentul ăsta nu e depusă nicio ofertă. Ca să fim înțeleși, deci se poate verifica, nu sunt depuse oferte, dar la această licitație poate participa oricine. Nu e... Bine, așa e legal, păi eu știu. Exact, exact. Deci, asta, lucrul ăsta a fost comunicat. Înțelegeți? Pentru că așa se procedează, nu e o invenție a noastră. Oameni buni, ați auzit ce zice domnul primar, sunteți de acord? Domnul primar, noi trebuie să știm ce ședința de duminica de sâmbătă trecută nu a fost luată în considerare. Numai puțin. Pentru că acolo a fost 70 de persoane care la întrebarea care e de acord să se concesioneze terenul din Drăguș, el nimeni nu a ridicat mâna, nu a fost de acord. Ședința de sâmbătă trecută, după cum știți, a fost organizată în scop de alegerea păstorului, după care eu am venit la ședință având în vedere că au apărut discuții. Și am lămurit, discuțiile le cunoașteți. Și mai departe se va proceda exact cum câțiva dintre voi au fost aseară la întâlnirea amicală, n-a fost nimic oficial aseară, ca și consilierii să tragă concluzia finală. Pentru că ei trebuie să ia pe actul de voință a poporului. Să mai facem în plus ca să vă facem să înțelege că nu suntem de acord cu chestia asta. Atențiune, nu pe mine. Păi pe cine? Asta a fost întâlnirea, asta a fost rolul întâlnirii de aseară. Așa chemă și consilierii. De ce vă contraziceți singur? Cu ce? Sâmbătă, da. Ați spus că firma care vrea, da. Dumneavoastră ați găsit-o, da. Că e de pe la gura humorului. Nu am găsit-o, a venit. Deci nu. El a venit, așa a zis găsit. Dumneavoastră, în ședință. Majoritatea au fost. Că firma ați găsit-o dumneavoastră ca investitor. Că deci vă contraziceți singur. Îmi pare deci rău că nu e filmat și ce a spus, da. Sâmbătă și ce spuneți acum. Să fie filmat și ce a spus sâmbătă. Să vedeți că vă contraziceți singur. El a solicitat, dacă se poate, eu l-am și rugat atunci, să vină. Și atunci spuneți că nu știți? Ce anume, nu știți? La doamna de poartă când asta, a zis că nu știți. Nu știu detalii despre acea societate. Dar nu era adică normal. N-am făcut cercetări nu era acelei dar nu firme, era normal să cercetați. Adică să vă informez. Nu dăm un teren de hectare pe 25 de ani și nu, noi nu știm cum cu el dăm. Nu e normal. Adică nu era normal să vă informați pentru ce cifră de afacere are firma. Ce număr de angajați. Astea nu cred că intră... Cum nu, nu cred că putem noi face pe detectivii particulari. Noi răspundem doar în urma unei solicitări, numai puțin. Un contract de concesiune, da. În momentul în care el este conceput, cum sunt toate contractele de concesiune care sunt în derulare și sunt funcționale și au adus doar beneficii și profit și promovare comunității, așa. Nu știu. A simțit bunătățile? Ca în lacht. Gândiți-vă porția deschidă, dacă este o îmbunătățire pentru localitatea Drăguș. Gândiți-vă parcul de aventură, dacă este și aduce îmbunătățiri sau beneficii. Nu, nu primar, nu intră nimic parcul ăla. De parcul ăla beneficie în toată lumea. Deci mergem aici cu copiii, la curtea, aici nu beneficiem cu absolut nimic. Am dat exemplu de concesiune, de contract de concesiune. Acum iar în acel contract vor fi normală, stipulate tot, lumea din sat. Care vor fi obligații, atât de o parte cât și de altă parte. Acea persoană s-a declarat interesată ca să nu afecteze, de exemplu, ieșitul Ciurzii prin această locație. Pentru că chiar îl ajută în sensul că turiștii de 2, 3, 5 zile care vin în camping sunt interesați să vadă lucrul ăsta, iar el, împrejmuirea care este obligat să o facă pentru acel tip de investiție, și-o retrage astfel încât să nu deranjeze. Și mai mult. Evenimentele locale nu vor fi afectate, dimpotrivă. El având nevoie de turiști și de persoane care să vadă locația care el o gestionează, ca orice altă locație din mediul privat, are nevoie de turiști.
și nu cred că este decât un plus. Mai departe, mai departe, ca să înțelegeți, eu n-am vrut să dăm cu piciorul unui investitor care a venit ferm și și-a ales dumneavoastră. Ce investește? Eu nu înțeleg care l-ați ales dumneavoastră. Nu i-a ales. Investitorul ăla că venea și făcea o fabrică. Nu știu ce investește, domn primar. Nu angajează o persoană. Ce nu știu ce investitori ăsta? Ăla nu are locuri de muncă, nimic. Angajat zero. Angajat zero. La pârtia de schi, la parcul de aventură, la pensiunile care funcționează pe terenuri concesionate de primăria Drăguș, nu sunt angajați. Sunt, dar aici ce angajați? Nu putem noi să obligăm pe cineva să meargă la locul de muncă X sau la Y, acolo nu mai putem gestiona. Și pe ăsta cum îl gestionezi? Să facă locuri de muncă pentru Drăgușeni. Ce loc de muncă, băi, și plătești de muncă? Să păzăți rulota, ce să facă? Nu poate ca să rulota, atâta. Obligatoria unei persoane din localitatea X sau Y. Dumneatale ai tras, ai făcut investiții pentru curent, nu? Pentru internet. Pentru din banii noștri și altul beneficiază. Atunci, dacă dumneatale concesionezi de acolo până sus, pentru cine ai făcut investițiile? Pentru sat sau pentru ăla la care îi concesionezi? Pentru comunitatea care va beneficia. Păi și cine beneficia inclusiv aici? Din acea redevență, din promovare. Din care? Din lucrurile care ce se promovare? Promovează bicicletele, că o să fie o pistă de biciclete care cine are biciclete să și le închirieze. Acum nu sunt chiar puși. Și alte. Și noi vindem un ou sau un litru de lapte. Cine o vin la tine la porță să vii ceva? Nu ați înțeles. Domnul primar, înțelegeți, nu suntem contra concesiunii, da? Să se ofere locuri de muncă, să se ofere ceva, să le beneficiem. La un investitor de tipul concesiune, noi nu putem să impunem, așa cum sunt avem exemple. Lasă să vină altul, domn primar. Dar noi nu, stai puțin, dar noi gestionăm concesiunea, e deschisă.